Bine ziua, dragilor! Sunt doctor Petrache și astăzi vă atrag atenția asupra medicamentelor ce vă afectează în mod direct funcționarea renală. Vă recomand, mai ales celor ce suferă de boală cronică de rinichi, să evitați utilizarea lor. Vă aștept solicitările pentru consultație în clinica virtuală și plan nutrițional personalizat pe adresa de mail afișată pe ecran. Dacă doriți doar interpretarea analizelor, trimiteți mail pe aceeași adresă afișată pe ecran. Pentru întrebări ce necesită răspuns rapid, aveți la dispoziție serviciul Întreabă Doctorul. Rinichii au nenumărate funcții, deși majoritatea oamenilor consideră că rinichii sunt responsabili doar cu urinarea, este bine să știți că aceștia sunt implicați în multe alte procese. Tocmai de aceea, sănătatea rinichilor este vitală pentru funcționarea organismului. Pe lângă hidratarea ineficientă, glicemia mare, tensiunea arterială crescută și consumul exagerat de carne, rinichii pot fi afectați și de utilizarea în mod frecvent a următoarelor grupe de medicamente. Cele mai toxice pentru rinichi sunt medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene utilizate frecvent pentru ameliorarea durerilor de orice tip. Medicamentele precum ibuprofenul și ketoprofenul fac parte adesea din trusa medicală obligatorie, însă administrarea zilnică a acestor medicamente distruge funcția renală. Nu există riscuri considerabile în cazul în care le folosiți ocazional pentru o durere de cap, de exemplu. Pericolul real apare atunci când le utilizați zilnic și pentru o perioadă îndelungată. Utilizarea acestui tip de medicamente nu a fost niciodată gândită pe termen lung, ci doar ocazional în cazul unei dureri acute. Antibioticele au grade crescute de toxicitate renală, însă cel mai toxic antibiotic pentru rinichi este gentamicina. Evitați utilizarea acestui antibiotic mai ales dacă știți deja că suferiți de boală cronică de rinichi. Altă grupă de medicamente ce vă poate afecta funcția renală este reprezentată de laxative. De multe ori întâlnesc pacienți dependenți de laxative pentru a obține scaunul zilnic. Vă recomand să evitați utilizarea pe termen lung a laxativelor și să încercați adăugarea în alimentație a fibrelor pentru obținerea unui scaun natural și sănătos. Utilizarea cronică a laxativelor duce la deshidratare, iar deshidratarea reprezintă principala cauză de afectare renală. Atenție la substanțele de contrast utilizate în orice investigație imagistică de tip computer tomograf sau rezonanță magnetică. Chiar dacă se întâmplă rar, utilizarea substanțelor de contrast poate duce la probleme renale grave. Dacă deja vă cunoașteți cu boală cronică de rinichi, evitați realizarea acestor manevre cu substanță de contrast. De asemenea, înaintea oricărei investigații imagistice ce necesită utilizarea unei substanțe de contrast, este bine să vă verificați funcția renală prin dozarea creatininei, aureei și calculul ratei de filtrare glomerulare. Medicamentele antiacide, utilizate pentru diverse afecțiuni digestive, printre care menționez gastrita, boala de reflux gastroesofagian, dar și ulcerul, pot fi de asemenea toxice pentru rinichi. Printre cele mai frecvente medicamente utilizate ca antiacide menționez omeprazolul, esomeprazolul, famotidina și nu numai. Acest tip de medicamente pot provoca inflamația rinichilor. Tocmai de aceea, ele trebuie administrate pentru maxim o lună. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați like videoclipului și să apăsați pe clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. Sunt doctor Petrache și până data viitoare aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.